și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Iată, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este ocrotitorul vieții mele. Cu bucurie îți voi aduce jertfă, voi preamări în numele Tău, Doamne, pentru că este bun. Iubiți frați în Hristos, cuvântul Domnului de astăzi este despre milostivirea lui Dumnezeu și despre răbdarea sa fără margini. De fapt, ne amintește că Dumnezeu este milostivire infinită. Dumnezeu este răbdare infinită. Și simțim, descoperim lucrul acesta ori de câte ori ne recunoaștem greșitori, păcătoși în fața Lui și alergăm cu încredere pentru a primi iertare. Așa cum facem și acum, la începutul acestei sfinte liturghii, pentru ca să participăm cu vrednicie și folos la celebrarea sfintelor taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
îți mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Privește cu îndurare, Doamne, la slujitorii Tăi și înmulțește cu bunătate asupra lor darurile Harului Tău, pentru ca înflăcărați de speranță, credință și iubire, să stăruie cu grijă pururi trează în împlinirea poruncilor Tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea Înțelepciunii. Nu este al Dumnezeu în afară de Tine, care Te îngrijești de toți, ca să arăți că nu ai judecat în mod nedrept. Puterea Ta este începutul dreptății și, fiind stăpânitor peste toate, Te face să fii indulgent cu toți. Îți arăți puterea față de cel care nu crede în desăvârșirea puterii și dojenești pe cei care cunosc cutezanța. Tu ești stăpânitorul puterii, ne judeci cu blândețe și ne guvernezi cu multă îngăduință, căci puterea este aproape de Tine oricând ai vrea. L-ai învățat pe poporul Tău prin astfel de lucrări că cel drept trebuie să fie iubitor de oameni și îi faci pe fiii Tăi să spere că le dai convertire de păcate. Cuvântul Domnului. Mulțumim Lui Dumnezeu. Tu, Doamne,
și iertător. Tu, Doamne, ești bun și iertător, plin de îndurare față de cei care te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia minte la glasul cererii mele. Prosterna în fața ta, Doamne, și vor cinsti ale tău nume, pentru că ești mare și săvârșești lucruri minunate, tu singur ești Dumnezeu. Și îngăduitor, încet la mânie și plin de milostivire și adevăr. Privește-mă și fie-ți milă de mine, dă slujitorului tău puterea ta și mântuiește-l pe fiul slujitoarei tale. Și intervine pentru noi cu suspine negrăite. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, de asemenea și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre, pentru că nu știm ce să cerem în rugăciune, așa cum se cuvine, dar Duhul însuși intervine pentru noi cu suspine negrăite. Însă Cel care cercetează inimile, știe care este dorința Domnului, adică intervine în favoarea sfinților după voința lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Mărăsc pe tine, Părinte, Stăpânul Cerului și al Pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăției tale. Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei.
În acel timp, Iisus le-a prezentat mulțimilor o altă parabolă. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat sămânță bună în ogorul său. Dar pe când oamenii dormeau, a venit dușmanul lui, a semănat neghină prin grâu și a plecat. Când a răsărit grâul și a dat rod, atunci s-a văzut și neghina. Venind servitorii stăpânului casei, i-au spus, Stăpâne, oare n-ai semănat sămânță bună în ogorul tău? De ce are deci neghină? El le-a spus, un om dușmănos a făcut aceasta. Servitorii au spus, vrei să mergem ca să o smulgem? Dar el le-a zis, nu, ca nu cumva, smulgând neghina să scoateți din rădăcină și grâul. Lăsați să crească împreună până la seceriș. În timpul secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți mai întâi neghina, legați-o în snopi ca să fie arsă, iar grâul adunați-l în grânarul meu. Le-a mai prezentat o parabolă. Împărăția cerurilor este asemenea cu un grăunte de muștar pe care un om îl ia și îl seamănă în ogorul său. Acesta este mai mic decât toate semințele, însă crescând, este mai mare decât toate legumele și devine copac, așa încât vin păsările cerului și locuiesc între ramurile lui. Le-a spus o altă parabolă. Împărăția cerurilor este asemenea cu plămada pe care o ia femeia și o ascunde în trei măsuri de făină până când dospește totul. Iisus spunea mulțimilor toate acestea în parabole și nu le spunea nimic fără parabole ca să se împlinească ceea ce fusese spus prin profetul care zice, Îmi voi deschide gura în parabole, voi dezvălui lucruri ascunse de la întemeierea lumii. Atunci, lăsând mulțimile, a venit în casă, iar discipolii s-au apropiat de el și i-au spus, Explică-ne parabola neghinei din ogor. El răspunsând le-a zis, Cel care seamănă sămânța bună este fiul omului, ogorul este lumea, sămânța cea bună sunt fiii împărăției, neghina sunt fiii celui rău, dușmanul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Deci așa cum se adună neghina și se arde în foc, tot așa va fi la sfârșitul lumii. Fiul omului îi va trimite pe îngerii săi, iar ei vor aduna din împărăția lui toate scandalurile și pe cei care săvârșesc nelegiuirea și îi vor arunca în cuptorul de foc. Acolo va fi plânset și scrâșnirea dinților. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi să asculte. Cuvântul Domnului. Cernice, Părinte Paroh și Decan, iubiți frați și surori în credință, toate parabolele pe care le citim în Evanghelie sunt frumoase și sunt ca niște oglindiri ale aceleiași împărății. Însă sunt totuși parabole care reușesc să trezească în noi reflexia și să ne pună mai ușor pe gânduri. Explică-ne parabola neghinei, l-au rugat ucenicii pe Iisus Hristos. Aș vrea și eu să mă refer la această parabolă, deși unii ar putea să spună tocmai parabola aceasta a explicat-o Iisus Hristos. De ce o explicație suplimentară din partea predicatorului. Însă, totuși, aș vrea să scot în evidență unele aspecte care sunt contextualizate în timpul nostru și care pot să ajute în vederea atingerii unei mentalități spirituale și raționale sănătoase. Această parabolă a neghinei, deși scurtă, are un potențial teologic foarte mare, pentru că
Aici vedem unul dintre răspunsurile în stil de poveste pe care Iisus Hristos îl dă la problema existenței răului. Nu avem nicăieri în Evanghelie, într-o formă detaliată, o doctrină a răului, dar această parabolă subînțelege niște adevăruri. În primul rând, fără să avem nevoie de cursuri sau studii, ajungem singuri la constatarea că această lume în care trăim este un spațiu al coexistenței răului și binelui. Așa stau lucrurile. E bine și rău și nu cred că există vreo bucățică pe planeta noastră de pământ unde să domine binele și acesta să nu fie alterat măcar puțin de amprenta răului. Această parabolă ne spune lucrurile stau așa. Și nu pentru că așa a produs hazardul, așa cum vrea să susțină o doctrină filozofică, nu e hazardul, stăpânul spune, nu întâmplarea a făcut ca a ieșit și neghina, ci, în mod explicit, un dușman a venit noaptea. Și Iisus spune mai clar, diavolul. Iarăși, unii oameni spun, făcând abstracție de Evanghelie, în lumea aceasta trebuie să admitem un dualism. Este o concepție conform căreia această existență a lumii merge după un principiu în care avem materia și spiritul, corpul și sufletul. De fapt, sunt două principii opuse și ireductibile care stau mereu într-o spirală și se confruntă tot timpul, binele și răul. Și oamenii spun, acest dualism durează la nesfârșit. Noi spunem altfel. Stăpânul zice, lăsați așa până la momentul secerișului. Binele își așteaptă victoria supremă, definitivă. Dacă așa stau lucrurile, noi ce avem de făcut? În oameni există tendința de a vrea ca răul să fie eradicat complet. Și așa și-au propus chipurile și dictatorii în această lume și revoluționarii, trebuie eliminat răul. Avem nevoie doar să găsim soluția potrivită. Și vă dau un exemplu. În China, în anul 1958, președintele comunist Mao Zedong a pornit și a decretat un program pentru dezvoltarea agriculturii. Probabil mulți dintre dumneavoastră știu la ce urmează să mă refer. În acest program trebuia inclusă o campanie de eliminare, de ucidere a patru dăunători. Erau vrăbile care trebuiau să dispară din toată China, șobolanii, muștele și țânțarii. Așa și-a propus președintele Mao Zedong. Și timp de câteva luni, în 1958, din martie până noiembrie, chinezii erau preocupați să ucidă vrăbile. Vă dați seama că au ucis milioane și milioane de vrăbi. Președintele totuși a fost avertizat de niște experți de la Academia de Științe din China că n-ar trebui să elimine complet vrăbile pentru că ele sunt foarte importante în ecosistem. Bineînțeles că nu au fost luați în seamă oamenii. Și care au fost constatările? S-au mulțit viermii pentru că nu mai avea cine să-i mănânce și viermii au mâncat frunzele copacilor. A urmat o invazie de insecte și nu avea cine să mai mănânce insectele. China a fost devastată de o foame și se spune că oamenii se ucideau între ei ca să se hrănească. Era canibalism. Un jurnalist chinez
a spus că au murit atunci 36 de milioane de oameni. De ce? Pentru că o minte dementă, bolnavă, a căutat să facă exact pe dos față de această recomandare a stăpânului, care e Dumnezeu: lăsați să crească împreună, nu vă repeziți, nu fiți nechipzuiți în soluția pe care credeți că ați găsit-o, pentru că puteți genera răul sau cauze sau efecte negative inimaginabile. Și gândiți-vă apoi la noi, plantele bune, legumele, porumbul, crește porumbul cu buruiana, am prășit și eu. Au venit oamenii și au spus: nu, noi am găsit soluția, pesticidele, trebuie să eliminăm buruienile. Și după un timp constatăm că legumele noastre nu mai sunt sănătoase, că pot fi otrăvitoare. Ce am făcut? Am eliminat ceva și ne-am trezit că am cauzat rele mai mari. De aceea, la prima vedere, ne revoltă această recomandare. Cum, Doamne, să nu intervii? De ce să nu dispară răul din lumea aceasta? De ce să nu triumfe binele? Și parabola, printr-un detaliu foarte mic, ne mai lasă un răspuns la îndemână. De ce e bine să fie împreună așa? Neghina și grâul. Pentru că atunci când vin servitorii, spune Evanghelia, când a răsărit grâul și a dat rod. Așadar, de la momentul semănării până la a da rod, sunt luni întregi în care nu s-a sesizat nimic. Ce vrea să spun acest lucru? Până atunci servitorii nu puteau să deosebească neghina de grâu. Noi, atâta vreme, din cauza lipsei de educație, din cauza carenței de discernământ, nu suntem capabili să deosebim răul și binele, pentru că sunt într-o interferență, într-o urzeală amețitoare. Și aceasta este problema noastră, a timpului nostru. Crește împreună grâul și neghina, cresc împreună. Așa și în lumea noastră, răul este camuflat, crește împreună cu binele, în aceeași casă, în aceeași societate, crește împreună în persoana mea, la nivel individual. Și vin iarăși cu un exemplu, fără să tematizez politica românească. Pentru că în politica românească viciată, parvenitismul, demagogia, retorica belicoasă, să știi să-l învrunți pe celălalt cu cuvinte tot mai urâte, sunt așa calități care îți asigură ascendența. Și în zilele, ultimele zile, te trezești că ai în politică negaționiști care nu vor să știe de coronavirus. Cât un politician vine și îți spune el că acest nou virus nu există. A făcut el studii peste noapte, asidue, și a ajuns la această concluzie covârșitoare. Și atunci nu mai e nevoie de nicio restricție. De ce masca? De ce să ne spălăm? De ce să ne distanțăm? Nu există virusul. Pe de altă parte, vin alții, pentru că virusul s-a politizat la noi, și spun, virusul este cea mai mare catastrofă pe care o trăim. Este un dușman, face ravagii în toată lumea. Mor oamenii din cauza virusului. Și iarăși, noi suntem sceptici, pentru că nu chiar toți mor din cauza virusului. Mai sunt asimptomatici. Și atunci când auzim de 600 de noi infectări, am vrea să știm câți ar fi cu simptome ușoare. Asta nu ne spune încă nimeni. Și avem situații în care a murit și familia trebuia, dacă voia să-și ia acasă răposatul, deodată cu o competență neprevăzută să stabilească decesul, cauza decesului. Dacă îl vreți astăzi, punem COVID. Dacă îl vreți mâine, e fără COVID. Vă dați seama că noi, românii aici, avem așa o dificultate în a vedea unde este binele, unde este informația bazată pe adevăr și unde este distorsionat adevărul. Dar plecând de la Evanghelie, întreb, care este soluția? E bine să fim extremiști?
eu să vă spun că e culoarea albă, nu există virusul. Sau să vă spun că virusul este atât de catastrofal. E bine să avem discernământ și niciodată să nu mergem pe alb și negru. Să citim mai multe surse. E bine să așteptăm, să nu ne pripim. Și această virtute a discernământului și a așteptării, atât de scumpă, o recomandă implicit parabola neghinei și a grâului. Pentru că dacă Dumnezeu spune lăsați-i să crească, o face pentru că Dumnezeul nostru are atâta răbdare în El. O răbdare care pe noi oamenii uneori ne scoate din sărite. Suntem supărați pe Dumnezeu pentru atâta răbdare față de noi oamenii. Și știți de ce suntem supărați? Pentru că noi, când ne gândim la neghină, automat mintea noastră este asupra altora. Alții sunt neghina. Eu sunt greul. Însă te-ai întrebat că Dumnezeu investește răbdare chiar cu propria ta persoană, așa încât să-i spui, Doamne, ce bine că mă rabzi și mă tot rabzi, ca eu să cresc, să mă transform. Și aici ating o altă temă. În lumea biologică, grâul ca plantă rămâne grâu, iar neghina rămâne neghina. În ordinea spirituală, lucrurile pot sta altfel. Dumnezeul nostru, pe care Psalmul 102 îl descrie îndelung răbdător, vedeți, nu au răsat numai răbdător, îndelung răbdător, și Petru ne spune în a doua scrisoare, Dumnezeu este îndelung răbdător pentru că nu vrea ca vreunul dintre voi să piară, ci toți să ajungă la El prin convertire. Acest Dumnezeu mizează pe faptul că eu, neghina de astăzi, prin convertire, mă pot transforma în grâul de mâine. Și de aceea Dumnezeu are răbdare. Așa este în ordinea spirituală. De aceea, iubiți credincioși, este bine să nu vrem noi să fim dualiști, spunând că așa vor sta lucrurile în veșnicie. Nu, binele va triumfa, va exista secerișul, judecata finală. Iarăși este bine să nu fim extremiști și să vrem să eradicăm complet răul din lume. Facem ravagii multe, smulgem și grâul, războaiele, soldații, n-au murit soldați, milioane de copii, de femei, de mame și bătrâni, victime colaterale, s-a smuls grâul. E bine să nu fim extremiști și iarăși, uitându-ne la noi, e bine să avem în vedere această răbdare dumnezeiască. Dacă Dumnezeu mă așteaptă, înseamnă că eu pot să operez marea schimbare în mine, neghina care sunt parțial sau în mare parte în sufletul meu, ușor, ușor se transforme într-un grâu care este o pâine plăcută în fața lui Dumnezeu, pregătită pentru împărăția cerului dincolo în viața veșnică. Amin. Acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, în care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt
din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat. A pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri. Șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcere, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, Domnul este un Dumnezeu răbdător și bun, încet la mânie, plin de milostivire și iertare. Să ne adresăm Lui în rugăciune, pentru că El îi ascultă pe cei care îl roagă cu încredere. Să ne rugăm împreună și să spunem: Doamne, răbdător și milostiv, ascultă-ne! Doamne, răbdător și milostiv, ascultă-ne! Pentru ca Sfânta Biserica lui Dumnezeu să-i atragă la sine pe toți cei aflați în căutarea mântuirii, să ne rugăm! Doamne, răbdător și milostiv, ascultă-ne! Pentru ca oamenii de bunăvoință să se decidă în adâncul conștiinței lor pentru ceea ce este bine în fața Domnului, să ne rugăm! Doamne, răbdător și milostiv, ascultă-ne! Pentru ca părinții și educatorii să se îngrijească de buna formare a copiilor și să îi susțină pe drumul credinței, să ne rugăm! Doamne, răbdător și milostiv, ascultă-ne! Pentru ca toți creștinii nesiguri și dezorientați să aibă încredere în Dumnezeu și să înțeleagă prin credință că neghina nu va înăbuși sămânța bună, să ne rugăm! Doamne, răbdător și milostiv, ascultă-ne! Pentru ca membrii comunității noastre să imite bunătatea lui Dumnezeu și să iubească și pe cei care săvârșesc răul, să ne rugăm! Doamne, răbdător și milostiv, ascultă-ne! Dumnezeule, Părintele nostru, eliberează-ne de ispita de a-i clasifica pe oameni în două categorii, răi și buni. După exemplul Tău, fă-ne plin de înțelegere, de răbdare și de milostivire. Așa Te rugăm prin Hristos, Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul.
Dumnezeule, care ai desăvârșit mulțimea jertfelor din legea veche, prin jertfa unică și deplină a lui Hristos, primește darurile slujitorilor tăi credincioși și sfințește-le cu binecuvântarea ta, precum odinioară darurile lui Abel, pentru ca ceea ce îți oferă fiecare spre cinstirea maestății tale să fie spre mântuire tuturor, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci după ce păcatul i-a îndepărtat pe oameni de tine, tu i-ai strâns din nou în jurul tău, prin sângele lui Hristos, Fiul tău, și prin puterea Duhului Sfânt. Așa cum tu ești una cu Fiul și cu Duhul Sfânt, tot astfel și Biserica este una după chipul tău, care ești un singur Dumnezeu în trei persoane. Ea este poporul tău sfânt, trupul lui Hristos și templul Duhului Sfânt, spre gloria înțelepciunii și iubirii tale. De aceea te preamărim în biserica ta sfântă, în unire cu îngerii și sfinții, și lăudăm maestatea ta dumnezeiască, zicând fără încetare. Adevărat, Sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Misterul credinței, moartea Ta o vestim, Doamne, și învierea Ta o mărturisim până când vei veni. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă lasă vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul lui Hristos. O Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, îndură-te și fii alături de poporul Tău pe care l-ai îndestulat cu tainele cerești și dă-i harul ca, lepădând omul cel vechi, să ajungă la înnoirea vieții prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Iubiți credincioși, prelungirea pentru încă o perioadă de 30 de zile a stării de alertă ne amintește că lupta cu noul virus nu este câștigată și că trebuie să ne implicăm cu și mai multă seriozitate. De aceea vă îndemnăm în continuare să vă protejați și să-i protejați și pe ceilalți, respectând cele trei măsuri de bază: purtarea măștii, păstrarea distanței și igienizarea mâinilor. De asemenea, vă reamintim că în perioada de alertă, întrucât celebrările se pot desfășura în interiorul lăcașelor de cult, participarea la celebrări urmărind transmisiunile este valabilă doar pentru acele persoane care nu se pot deplasa, sunt bolnave sau se știu vulnerabile în mod grav. Ceilalți credincioși au din nou obligația de a lua parte la Sfânta Liturghie, participând în mod fizic, fie în interiorul bisericii, fie în afara ei, dar desigur păstrând atitudinea de reculegere și pietatea necesară. De asemenea, vă anticip anunțul referitor la revenirea la ora liturghiei de la ora 11. Cu prima duminică din luna august vom reveni așadar la orarul obișnuit. Liturghia de duminică de la ora 11:30 acum va fi la ora 11. Să aveți o duminică binecuvântată, o duminică în care să simțim cu toții din plin îndelunga răbdare a lui Dumnezeu și milostivirea sa față de noi și să avem grijă, neghina putem fi chiar noi înainte de a descoperi că sunt cei din jurul nostru. Lăudați să fie Iisus Hristos!